Cel mai mare păcat pe care poți să-l faci e să fii ignorat. Și cel mai bun lucru este să dai de cunoaștere, să înveți cât mai mult. Exact asta ne oferă cursul de vedere intuitivă. Cunoașterea dincolo de cele 5 simțuri. Cum se poate acest lucru? Noi suntem ființe multidimensionale, însă am uitat acest lucru. Și atunci Sveta cu Andrei ne ajută să ne redescoperim. Exercițiile la început ți se par simple, însă sunt dificile pentru că îți cer exerciții care nu le-ai făcut până acum. Sunt lucruri noi și creierul în general se opune lucrurilor noi. Oamenii întotdeauna sunt obișnuiți să facă ceea ce au învățat. Ei așa se simt comod. În clipa în care ieși din zona de confort, atunci începi să faci progrese. Iar după aproape 2 săptămâni de exerciții zilnice, rezultatele sunt uimitoare. Uimitoare pentru cineva care vede acest lucru ca un lucru de circ. Cum poți să începi să vezi culori, să poți să percepi forme fiind la ochi cu o mască prin care nu vezi nimic? Da, exact, acest lucru se poate. Copiii au acces mult mai ușor la acest lucru pentru că ei au glanda pineală mult mai curată. La noi, odată ce am avut parte de binefacerile civilizației, e normal ea să fie mai, hai să spun, ruginită. Însă, cu efort și cu râvnă, cu dorință, lucrurile pot să apară. La adulți, rezultatele sunt ceva mai reduse decât la rata de la copii, este 100%. La adulți este mai mică, însă întotdeauna trebuie să încerci. Până ce nu încerci, n-ai cum să vezi. Și vă doresc tuturor, încercați, obțineți ceva mai bun pentru voi în viață. Iar acest curs este cu siguranță unul din acelea. Pe lângă faptul că vei descoperi o parte ascunsă din tine, care de obicei vorbește șoptit, vorba de intuiție. Și dezvoltând acest lucru, vei avea în continuare cunoaștere mult mai amănunțită a vieții înconjurătoare, a realității în care ne aflăm. Și acest lucru îți va da multe, multe reușite. Și o să o dai în bară de ceva mai puține ori. Îți vei asculta intuiția și atunci vei avea mult mai mult succes.